Poem pentru copilul meu. Copilul meu, te privesc când dormi și când te joci. Ești o minune. Ochișorii tăi albaștri ca două mărgeluțe ar putea fi astăzi tinși. Fața ta micuță oprind într-o palmă atât de dragă ar putea fi o necunoscută pentru toți. Mânuțele tale, atât de prevestitoare pentru ce vei face, ar putea lipsi de pe fața pământului. Piciorușele tale perfecte și jucăușe ar putea zace undeva, oriunde, neștiute, nevăzute. Tu, copilul meu, ai putea fi astăzi gunoi. Dacă aș fi crezut atunci că mi este mai simplu fără tine și aș fi ales să te avortez. Dar astăzi, tu, copilul meu, ești o minune. Tu, copilul meu, ești o minune. Stimați ascultători, astăzi vă prezentăm cea de-a cincea și ultima parte a documentarului despre avort. Nu avem pretenția că am epuizat toate discuțiile posibile sau toate punctele de vedere pe marginea acestui subiect. Am încercat să înțelegem împreună avortul, să-l privim prin prisma specialiștilor, a medicilor, psihologilor, avocaților, prin prisma femeilor care au trecut prin avort sau care au renunțat la avort. Am încercat să accedem la punctul de vedere al unui copil nenăscut, care este smuls afară din pântecul mamei sale de tubul unui aspirator sau de o chiuretă rece, nemiloasă, aducătoare de moarte, distrugere și nenorocire, și pentru cei care o folosesc, și pentru cei care permit aceasta și o privesc ca pe un lucru normal. Ne-am smerit inimile, mințile și sufletele și am încercat, cu teamă și reverență, să vedem cum privește Dumnezeu avortul. Cum privește Dumnezeu acest flagel la scară planetară prin care anual sunt uciși peste 50 de milioane de copii nenăscuți, peste 50 de milioane de ființe create cu înțelepciune de însuși stăpânul și creatorul Universului, de către Dumnezeu. Astăzi vă prezentăm un rezumat al celor 4 episoade anterioare. Dr. Corneliu Civic de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara. Și la urmă urmă eu nici nu o consider o manevră medicală. Mie mi se pare această manevră ca fiind nemedicală, pentru că este împotriva vieții, nemai vorbind de faptul că este un atentat împotriva vieții. Și a vieții nu în sine, ci împotriva manifestării vieții, a desfășurării ei, a devenirii ei. Pentru că, de fapt, atunci când noi ucidem o ființă umană în acest stadiu de început, este ca și când am ucide-o la vârsta de 40 de ani. Pentru că, din punct de vedere a potențialității, ea există în totalitate de la început și bine făcută. Iar noi, distrugând-o, nu dăm posibilitate ca devenirea să se manifeste, adică ca ea să se desfășoare. De fapt, ceea ce ucidem noi este același lucru. Ori îl ucidem la vârsta de 2 luni de sarcină, ori ucidem un om la vârsta de 20 de ani, în esență problema este aceeași. Numai că acolo distrugem o întreagă informație înainte de a se manifesta, înainte de a se desfășura devenirea ei firească, să zicem, până la vârsta de 75-80 de ani, pe când dincolo ucidem un om la care s-a desfășurat acest aspect până la vârsta, să zicem, de 20 de ani. Pentru un aspect, justiția nu ne pedepsește și se consideră treaba foarte firească și normală în situația actuală, iar pentru celălalt aspect, se capătă în grei de închisoare.
În alt preasfinția sa, dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului, despre avort și poziția Bisericii Ortodoxe în privința avortului. Avortul în sine e întreruperea vieții unei ființe omenești. Chiar dacă nu a ajuns să vadă lumina zilei, e o ființă umană care se dezvoltă în pântecele mamei. Ori întreruperea sarcinii, întreruperea vieții unui viitor prunc, e în fond o crimă. Să dea Dumnezeu ca să putem să pătrundem cu glasul postului dumneavoastră de radio până la conștiința femeilor în primul rând, dar și a bărbaților. În clipele astea, dacă mă gândesc, a fost scos bucățică cu bucățică, cred că este ceva groaznic. Într-adevăr că era mic, dar era totuși o inimă, avea acolo, avea doi ochișori, o guriță care probabil voia să spună: mamă, te iubesc. De ce? De ce? Mami! 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 Asta e mama mea? Mami, asta e mama mea? Asta e mama mea? Mama mea! Prin telefon, pastorul Benjamin Fărăgău, doctorand în teologie al Queen's University din Belfast, Irlanda. Ce anume dă femeilor libertate de a-și ucide propriilor prunci? Desigur, emisiunea de astăzi nu permite o dezbatere completă a problemei, de aceea aș îndrăzni să lansez o provocare citind ultimul capitol al cărții Eclesiastul. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc nori îndate după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții cât s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te tem de orice înălțime, te sperii pe drum până nu înflorește migdalul cu peri albi, de-abia se târăște lăcusta până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul din aur, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dacă recitesc acest ultim verset, versetul 7 din capitolul 12 din Eclesiastul, paradigma Eclesiastului este diferită de cea a femeilor care cer, acceptă sau încurajează avortul. După cele spuse de Eclesiastul, nu trupul primește Duh, ci Duhul primește trup, ceea ce ne face să credem că viața începe din momentul fecundării. Duhul trimis de Dumnezeu
închis în pușcăria deșertăciunii, în pușcăria trupului, ca să vorbesc metaforic, și obligat să umble prin ea, prin această deșertăciune, până când se rupe funia de argint, iar țărâna, adică trupul, se întoarce în pământ, cum a fost, iar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Purtând cu el, ca o albină după un cules bogat, toată informația pe care a cules-o în timpul umbrării lui prin sfera deșertăciunii, spre momentul judecății pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru fiecare dintre noi. Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învățăturilor, spune Eclesiastul: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Cu siguranță că Duhul va purta înscris în el și avorturile pe care o femeie le-a făcut. Lucrul acesta ar trebui să ne îngrozească și să ne pună pe gânduri. Judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul, spune Pavel în Roman 2, adică potrivită cu adevărul legii lui Dumnezeu, care precizează clar să nu ucizi, și potrivită cu adevărul pe care legea lui îl descoperă în fiecare dintre noi. Dacă schimbăm paradigma și dacă începem să gândim în termenii Eclesiastului, care precizează faptul că nu trupul primește Duh, deci nu putem gândi în termenii când anume fătul devine om și când avortul devine om ucidere, lucrurile se întâmplă invers, Duhul primește trup. Dacă gândim astfel, atunci a curma în mod voit viața fătului este și rămâne o crimă pe care Dumnezeu o va pedepsi cu toată asprimia, atât în ce îl privește pe individul care se face vinovat de ea, cât și în ce privește națiunea care încurajează și legiverează astfel de omoruri. Ce nume ai dat copilului tău, primului tău copil pe care l-ai avortat? M-am gândit de nenumărate ori. Aici ai atins un punct, cum să zic, un domeniu în care nu sunt pe deplin vindecată. Mi-e dor de el, nu știu ce era, dacă era fetiță sau băiat. Mă gândesc la copiii mei cu durere și mă întreb oare ei, dacă ne-am întâlnit acum, ce mi-ar spune? Oare ar putea să mă ierte pentru ceea ce am făcut? Pentru faptul că pe unul l-am lăsat să cadă în scoica de la WC-ul și să meargă pe canalul ăla, în mizeria aia, nu știu, pe celălalt l-am lăsat să-l măcelărească doctorul, să-l taie în bucăți și să-l scoată afară, iar pe celălalt să-l aspire. Cât de cumplit, cât de dureros a fost pentru ei lucrul ăsta. Și sufletește faptul că au fost despărțiți de mama lor într-un mod atât de barbar. Și durerea fizică pe care au simțit-o. Deși m-am iertat pe mine și știu că Dumnezeu m-a iertat, nu pot să uit ce durere am pricinuit. Iar de numele lor, la fel, nu pot să vorbesc și asta mi-e greu. Dacă aș putea măcar să le pun niște nume, să mă gândesc la ei ca la cineva. Oricum mă gândesc la ei ca la niște ființe, dar așa cum spun acum Tommy, Iulia, Maia și David, aș vrea să pot să le spun și lor cumva și să mă rog pentru ei. Dar nu pot. Relația dintre mine și prietenul meu era moartă, total. Mă simțeam un om părăsit, mă simțeam un nimic. Mă simțeam goală, mă simțeam o criminală. Când ajungi să fii tu însuți o povară, când puteri de neînțeles te apasă greu, mai flori de primăvară, iar din tine frunze moarte cad mereu. Înspre taini ce se destramă, răstăcești ca un pescar de amăgiri, dar tu n-ați ce te cheamă.
profesor dr. Ioan Munteanu, membru al Academiei de Științe Medicale din România, director al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Bega din Timișoara. Cred că cel mai etic ar fi ca să nu ajungă la avort, la această strivire a unei vieți. Dr. Dan Păscuț, director al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara. Indiferent de orice retorică despre avort, avortul nu face decât să distrugă o potențială viață umană. Și cea mai simplă explicație pentru oricine în stare să judece această chestiune este că fiecare dintre noi, dacă meditează asupra ființei lui, poate să spun așa, domnule, dacă mama mea făcea avort, eu nu mă bucuram astăzi de viață și așa mai departe. Vreau să spun lucrul ăsta și chiar îmi face plăcere să spun, pentru că mama mea acum nu mai există, dar mama mea a fost bolnavă de inimă și cu toate acestea nu a făcut avort și eu îi mulțumesc și pe această cale și acum că mi-a dat această bucurie de a trăi. Conferențiar dr. Paul Negruț, președintele Uniunii Baptiste din România, ne va prezenta poziția Bisericii Baptiste în privința avortului. Credincioșii creștini baptiști din România și de altfel din toate celelalte țări ale lumii își fundamentează crezul și practica religioasă pe învățăturile Sfintei Scripturi. În conformitate cu Scriptura, viața este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Dumnezeu este autorul, Dumnezeu este izvorul vieții și, prin urmare, Dumnezeu este singurul care are autoritate de decizie în problema vieții și a morții. Ceea ce se întâmplă în societatea umană este decizia omului de a interfera cu suveranitatea lui Dumnezeu în problema vieții și a morții. Un caz specific ar fi cazul avortului. Din diverse motive, sarcini nedorite, activități sexuale ilicite, alte crize sau accidente care se pot întâmpla, apar o multitudine de situații în care femeia sau fata care a rămas însărcinată încearcă să scape de sarcină. Această încercare, de fapt, este decizia de a curma viața cuiva. Noi credem pe baza Scripturii că viața începe în clipa în care s-a produs fecundarea. Din acel moment, embrionul este viață umană. Persoana adultă este doar rezultatul unei creșteri neîntrerupte a acelui embrion. Prin urmare, în orice fază se întrerupe viața, fie în perioada intrauterină, fie după naștere, fie la vârsta adultă, întreruperea vieții intră la omucidere. Din păcate, foarte mulți oameni pe pământ, în diverse societăți, diverse culturi și chiar diverse religii, găsesc justificări pragmatice la ceea ce este problemă ontologică. Credincioșii baptiști din România propovăduiesc, pe de o parte, aspectul sacru al vieții, dreptul suveran al lui Dumnezeu de a decide cine să rămână în viață, când să rămână în viață, cât să rămână în viață, suveranitatea absolută a Creatorului și ascultarea tuturor oamenilor de Creator. Pe de altă parte, credincioșii baptiști propovăduiesc iertarea în jertfa lui Hristos pentru toți oamenii care s-au făcut vinovați de păcate și, în cazul nostru, de păcatul avortului. De-a lungul și latul pământului, credincioșii baptiști se implică în această problemă, pe de o parte prin a oferi învățătura Scripturii, cât se poate de clară pe înțelesul tuturor. Doi, se implică în a oferi sprijin moral și material tuturor fetelor sau femeilor care au rămas însărcinate și fie datorită unei sarcini nedorite, fie datorită altor împrejurări, nu-și doresc sarcina. Credincioșii baptiști oferă sprijin pentru ca sarcina să continue, copilul care rezultă din acea naștere să găsească un adăpost, o familie, un loc unde să poată să crească și să ajungă o persoană echilibrată în societate. Și, în fine, se implică prin a propovădui iertarea tuturor acelora care regretă păcatele pe care le-au făcut și doresc să-și schimbe viața. Cert este că au fost niște crime și ca și cum au fost oameni mari, a fost o crimă. Am făcut o crimă. Și asta s-a răsfrântă asupra trupului. Asta au măcinat psihicul, nervii
Și atunci de aici pornesc toate. Atunci când ajungi la pământ, toate organele încep să se îmbolnăvească. Atunci când sufletul este bolnav, totul se îmbolnăvește în trup. Profesor Iosif Zon, doctor în teologie al Universității Oxford din Anglia. Dumnezeu ne spune că ceea ce El a creat, noi să nu distrugem. Când Dumnezeu creează o nouă ființă umană, El își pune acolo chipul Lui, pune ceva din însăși ființa Lui, din suflarea Lui de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu ne interzice să luăm viața oricărei ființe umane. Este absolut clar din Sfânta Scriptură că avortul este o omucidere, pentru că este un om în pântecele mamei lui pe care deja l-a creat Dumnezeu după chipul său și Dumnezeu ne interzice să ucidem, să luăm o viață umană. Mă îndrept însă acum, cu toată dragostea și din partea lui Dumnezeu, către femeile care au avut nefericitul gând și au făcut un avort. Nu vreau să rămână condamnate, nu vreau să rămână urmărite de cuvintele pe care le-am spus, ci dimpotrivă. Vreau să vă aduc un cuvânt de mântuire, un cuvânt de anunț al veștii bune, că mai este salvare, mai este redresare, mai este speranță, mai este viață și după avort. Iată cum, în Evanghelia după Ioan, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe fiecare om, încât l-a dat pe singurul lui Fiu să moară în locul nostru, pentru ca orice om să nu piară, ci să aibă viață veșnică, dacă crede în Domnul Iisus. Știu că sunt femei care acum sunt bântuite de remușcări groaznice, sunt bântuite de imaginea copiilor pe care i-au ucis, sunt tulburate de gândul acesta și urmărite de gândul acesta. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatul acesta, pentru că El a murit pentru toate păcatele și ni se garantează în Noul Testament, în Sfânta Scriptură, că sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului Iisus spală și păcatul avortului. Pentru că ești încărcată de vină, pentru că ești tulburată de ceea ce ai făcut, ascultă acum vocea lui Dumnezeu care îți spune: atât de mult te iubesc, încât pentru păcatul tău l-am dat să moară pe Fiul meu. Pe crucea aceea Fiul meu a purtat și păcatul avortului tău. Acum eu te chem să vii înapoi la mine. Poți să vii la mine dacă tu te uiți la Domnul Iisus, la Fiul meu, și îi spui: Doamne Iisuse Hristoase, eu am păcătuit. Eu am ucis, eu am făcut un avort, dar Doamne Iisuse, Tu ai murit cu păcatul meu pe cruce. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit pe cruce aceea încărcat cu toate păcatele mele. Cred că ai înviat și cred că acum Tu ești la inima mea și Tu acum bați la inima mea. Doamne Iisuse, vreau să vii în inima mea. Spală-mă de păcatul meu, aplică sângele tău peste toată viața mea și te rog să vii tu în ființa mea și acum să trăiești tu în ființa mea ca să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Doamne Iisuse, vreau să trăiesc cu tine și să trăiesc pentru Dumnezeu. Îți mulțumesc că tu nu mă respingi, îți mulțumesc că în tine am iertare pentru că tu ai murit pentru păcatele mele. Ascultă, femeie, dacă te-ai rugat rugăciunea aceasta, dacă ți-ai deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos, El zice: dacă mi-aude cineva glasul și deschide, voi intra la El
Domnul Iisus a intrat în inima ta. Acum, ține-te de Domnul Iisus. Crede-L pe Domnul Iisus. Ia Biblia și citește din Evanghelii, ca să vezi mai pe larg ce a făcut Domnul Iisus pentru tine. Du-te la o biserică unde se predică Evanghelia și caută să înțelegi mai de aproape lucrul acesta minunat, că fiecare dintre noi putem să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră ca Mântuitor al nostru și din clipa aceea ne-am unit cu El, ne-am cununat cu El. Din clipa aceea trăim în unire cu Domnul Iisus. Și tot trecutul tău e spălat. El nu mai este amintit, El este dus, El este șters. Tu ai devenit o ființă nouă. Tu începi o viață nouă cu Dumnezeu. Vina ta este absolvită, vina ta este ștearsă, este ispășită. Păcatul tău s-a dus și tu ești ca un copil nou născut. Tu de acum începi să trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru fiecare femeie este acest nou început, pentru fiecare femeie care a păcătuit. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Din Psalmul 51 a recitat actorul Marcel Iureș. Stimați ascultători, aici se încheie documentarul despre avort intitulat Ce nume i-ai da copilului tău nenăscut? Realizatorul acestuia, Ioan Ciobotă, mulțumește tuturor celor care ne-ați ascultat parțial sau în întregime de-a lungul celor 5 episoade. Aducem de asemenea mulțumiri tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la realizarea acestui documentar.